Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este istoricul Octavian Țicu. Domnule Țicu, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Mulțumesc, Gheorghe. Mulțumesc că întotdeauna spui istoricul și atât. Când mai adaugă analist, ex-deputat, nu mai știu ce, istoric și atât. Apropo de analist, eu cu dumneavoastră încerc întotdeauna să nu construiesc emisiunea ca și cu un comentator politic. Noi de ăștia avem mulți, tot respectul față de fiecare dintre ei, dar nu pot să nu încep emisiunea decât să vă întreb o părere de dumneavoastră despre știrea zilei de azi, sau în opinia mea este știrea zilei. Mă refer la victoria lui Stoianoglu la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Așa, în primul rând, la general, nu știu dacă ați reușit să citiți exact, dacă ați reușit să vorbiți cu niște juriști care pricep în ale justiției, ce credeți? Eu chiar am vorbit cu Vasile Gafton înainte de emisiune că suntem colegi, am învățat la Iași între aceeași generație. Avocatul lui Stoianoglu. Este clar că Republica Moldova trebuie să conformeze decizii de la CEDO. Asta înseamnă un faliment al reformei de justiție și o acțiune injustă față de Stoianoglu în cazul concret al acestui dosar. Pentru că el se referă la dreptul la justiție echitabilă. Ca să nu facem o confuzie, pentru că va mai fi un dosar legat de reținere și eliberare, care este judecat la CEDO. Asta înseamnă că atât decizia de atunci, din octombrie, cât și decretul președintei Maia Sandu sunt ilegale. Eu am citit astăzi declarația domnului Nicolae Șanu, fost viceministru al justiției, secretar de stat la Ministerul Justiției. Probabil de asta niciodată n-a ajuns ministrul justiției, pentru că tot timpul spune foarte dur, iar politicienii care guvernează țara, oricare ar fi ei, cam n-ar prefera, nu le place atunci când se spune pe față. Domnule Șanu a spus că această hotărâre a CEDO demonstrează că cei care s-au ocupat de caz, fie sunt total analfabeți juridic, fie sunt potlogari, care cu bună știință au adoptat soluții contrare convenției. CEDO nu poate obliga nicio țară să ia anumite măsuri decât ce ține de bani, de achitarea prejudiciului moral. Dar în mod normal, noi care cică luptăm pentru aderarea la Uniunea Europeană, noi care cică vrem să avem justiție independentă, credeți că ar trebui să avem și efecte ale acestei hotărâri? Sau îi dăm 4.000 de euro domnului Stoianoglu și mergem mai departe? Evident că trebuie să existe consecințe și oameni responsabili pentru această decizie care s-a luat. Eu vreau să vă spun mai multe. Este foarte regretabil că actuala guvernare, care a făcut parte dintr-o mișcare de rezistență națională împotriva regimului oligarhic Plahotniuc, Dodon, Șor, deci a inversat optica, percepția asupra lucrurilor în Republica Moldova și asupra deciziilor instituțiilor din Republica Moldova și din exterior. Vă spun un caz, câteva cazuri concrete. Noi, în blocul acum, atunci când luptam împotriva regimului, foloseam oricare decizie a curții de a CEDO, de curții de la Veneția, oricare decizie care era în defavoarea regimului și spuneam că astea sunt instanțe oficial internațional recunoscute care trebuie respectate. Acum, guvernarea a întors optica și consideră că ele sunt consultative. Lucrul ăsta nu este deloc în conformitate cu aspirațiile unui stat care vrea să devină european. Mai mult decât atât, chiar și deciziile curții constituționale în privința anumitor actori politici nu mai sunt considerate a fi obligatorii. Au fost timpuri când lucrurile erau invers. Și asta arată de fapt că nu există nicio soluție concretă în cazul Republicii Moldova în privința evoluării sale spre criteriile de integrare europeană. Sau ele vor fi trecute cu vederea pentru a accepta din punct de vedere geopolitic Republica Moldova în Europeană, sau această guvernare va falimenta în cele de urmă și asta va duce la revenirea forțelor putiniste și oligarhice în Republica Moldova. Și în concluzie la subiectul ăsta, păi noi 2 ani la rând asistăm la un fel de reformă a justiției. Ia în ce a constat această reformă a justiției? Ea a avut lucruri pozitive, dar în linii generale este un faliment pentru că era previzibil de la început.
Șansa acestei guvernări pro-europene era mare dacă noi mențineam blocul acum și reușeam să constituim o alianță extinsă la alegerile din 2021. Asta însemna forțele unioniste și pro-europene într-un singur bloc politic. Asta însemna obținerea unei majorități constituționale care îți oferă posibilitatea să schimbi toate lucrurile așa cum trebuie să le schimbi. Pentru că noi, să fie clar, avem o Constituție din 94 care ne-a fost impusă de Rusia. Acolo sunt niște capcane evidente care fac imposibil evoluția Republicii Moldova ca stat. Și mă refer la câteva prevederi. Prima este neutralitatea, care nu ne oferă posibilitatea de a dezvolta un sistem de securitate și apărare, împotriva Rusiei, în primul rând. 2. Articolul 13 privind limba română. 3. Acele prevederi care sunt legate de autonomia teritorial-culturală a Găgăuziei, care este o bombă cu ceas împotriva Republicii Moldova. Fără schimbarea cadrului constituțional, este imposibil ca noi să evoluăm și lucrurile sunt clare. În al doilea rând, asta ne-ar fi oferit posibilitatea de a coagula toate forțele din Republica Moldova care nu s-au compromis și care au capacitatea de a lua decizii ferme și politicieni experimentați care puși în funcție ar fi dus lucrurile până la capăt. Acum, cu această guvernare reprezentată de un singur partid politic, s-a pomenit asaltată din toate părțile, atât de puhoiul putinist și oligarhic, cât și de partidele sănătoase pro-europene și unioniste care aduc critică constructivă acestei guvernări. Dar oricum este o critică. Și în al treilea rând, asta ar fi fost un semnal pentru sistemul de justiție. Sistemul de justiție trenează și ezită pentru că nu există stabilitate politică. Ei nu sunt siguri că revenirea forțelor putiniste și oligarhice va însemna o campanie de purificare și de pedepsire a celor care au luat decizii împotriva acestor grupuri oligarhice. Ce garanții au procurorii care l-au condamnat pe Dodon, pe Șor sau pe alții că vor rămâne în funcție sau nu vor fi la rândul lor condamnați pentru aceste acțiuni? De aceea, aceste alegeri care vin sunt deosebit de importante. Mă refer la acestea din toamnă și la anul prezidențiale și parlamentarele. Ele vor prefigura în mod definitiv succesul acestei reforme pe care au trâmbițat-o pase și pe care au ratat-o. Vorbim neapărat, domnule Țicu, despre alegeri, dar mai revenim la istoricul Octavian Țicu. Am o întrebare, eu subiectul ăsta l-am abordat cu câteva persoane, vă spun cinstit, oricum nu l-am înțeles ce se întâmplă. Vorbesc despre scrisoarea mitropolitului Vladimir către patriarhul Kiril. Din respect față de telespectatori, amintesc că Mitropolia Moldovei, spune mitropolitul Vladimir în această scrisoare, este împinsă la periferia societății din cauza asocierii sale cu Biserica Ortodoxă Rusă, iar tot ceea ce susține Biserica Ortodoxă din Moldova va deveni parte a Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolitul i-a scris despre circumstanțele tot mai presante care împing Biserica de la Chișinău cu viteză accelerată la periferia societății moldovenești. El a mai zis că, de fapt, Mitropolia Moldovei este împinsă la periferie din cauza legăturii sale cu Patriarhia Moscovei. Și acolo sunt mai multe de genul ăsta. A vorbit și despre, dacă mergem tot așa, ajungem la unirea Republicii Moldova cu România. Wow, eu am mai zis și cu alte ocazii, așa declarații de obicei le fac politicienii. Da. Dar asta a făcut un mitropolit care se supune Patriarhiei Ruse. Nu, e observația corectă. E făcută de politicieni. Eu nu cred că este scrisă de un cleric. Clericii nu scriu așa. Asta este un document politic. Scris de un politician, eu nici nu sunt sigur că e semnat de metropolit. Este o diversiune. A cui diversiune urmează să aflăm, dar cu siguranță este o diversiune care are ca scop tulburarea spiritelor în societate și antagonizarea în Republica Moldova a spiritelor în jurul bisericii pe un câmp extrem de irațional. Acești enoriași, acești oameni care fac parte din ambele tabere, fie a Mitropoliei Basarabiei, fie a Mitropoliei Moldovei, deci se pomenesc antagonizați în acest context pentru că rivalitățile vor crește foarte mari. Va fi o acutizare a spiritelor în societate pentru că ele sunt dictate de niște pericole pe care imaginar sau real le-a prefigurat această scrisoare. Știți ce înseamnă în această scrisoare? Asta înseamnă un fel de reabilitare
și europenizare și românizare a Bisericii Ortodoxe din Moldova în spiritul europenizării, românizării lui Irina Vlah și a lui Vadea Ceban. Deci, lupul cu blană de oaie care sunt puși într-o ipostază de a capta acel segment al populației care ezită și vede la un moment, nu vede la un moment, moment diferența între Vadea Ceban, Irina Vlah și forțele pro-europene și cele unioniste. Reabilitarea acestei biserici este o chestiune acuție resimțită probabil de cler și de enoriaș și de conducerea de vârf. Probabil există anumite animozități directe între Chișinău și Moscova legate de împuternicirile pe care le-ar dori Vladimir, dar să nu uităm cine este Vladimir. Cine este tovarășul Cantarean și cui a slujit tot acest timp. Iar Moscova nu numai că nu crede lacrimilor, Moscova nu iartă. Asta este o chestiune pe care o știu toți. Și jocul de a Moscova și de a Scizma este o chestiune foarte periculoasă, de aceea eu cred că este foarte bine coordonată pentru a se planta în sânul societății, mai ales isteria reunirii, iarăși devine ca și la război de la Nistru, chestiunea reunirii cu România, această fantomă care îi sperie pe toți, pe găgăuzi, pe ruși, pe bulgari, deși nu-i mai sperie, e clar că toată lumea înțelege că fără reunirea cu România lucrurile nu mai pot fi mișcate. România trebuie să-și asume un drept de suzeranitate, de suveranitate mai exact spus, și de administrare asupra Republicii Moldova, inclusiv în sistemul de apărare, de securitate, de justiție, economic și așa mai departe. Fără asta va fi prăbușirea. Noi ne întoarcem acolo unde își dorește Putin. El nu are nevoie de război în Republica Moldova. El are nevoie să câștige aceste alegeri, să infiltreze Biserica Ortodoxă Moldovenească, fie și în sânul Mitropoliei Basarabiei, inclusiv în Patriarhia de la București. Ei nu văd o problemă în asta. Așa cum Vania Ceban folosește banii românești și se laudă că administrează și gestionează Chișinău, la fel va face și Mitropolia Moldovei. Doar că va sluji interesele Federației Rusiei și a Bisericii Ortodoxe Ruse, cum a făcut-o și până acum. Lucrurile nu se schimbă cu nimic. Wow, ce idei! Prima dată aud așa ceva. Dar, în general, ce credeți dacă Biserica de la Chișinău ar fi autocefală, dacă, da? Independentă, adică ar fi Patriarhia Chișinăului și a întregii Moldovei? Pentru asta ai nevoie de o ruptură fundamentală la nivelul mentalității, cum este în Ucraina. Deci autocefală, Ucraina a devenit în context de război. Dacă guvernarea noastră pro-europeană va fi fermă și vom reuși, dar pentru asta trebuie să fie într-adevăr și prăbușirea regimului putinist, pentru că Biserica Ortodoxă Rusă este un tot întreg cu putinismul. Este parte a regimului putinist. Cum vă imaginați că tovarășul Cantarean va fi voce distinctă în acest cor? Imposibil. De regimul putinist mai cade? Pentru că sunt 2 ani acuși de război. Regimul putinist poate să cadă în condițiile în care rezultatul războiului va fi favorabil Ucrainei. Despre asta și vorbeam. Și lucrurile pe care le observăm sunt destul de confuzi la ora actuală, pentru că contextul geopolitic s-a schimbat. Noi avem o inflamare a situațiilor în Orientul apropiat, avem o criză a Israelului care a captat atenția mass mediei și a lumii occidentale, care la rândul ei s-a radicalizat sprijinind Israelul și care, dintr-un anumit punct de vedere, a lăsat într-un cont de umbră lucrurile care se întâmplă în Ucraina. Chiar dacă vedem o continuă și susținută afirmare a partenerilor europeni și euroatlantici privind războiul din Ucraina. Dar lucrurile, după ce am vizitat Ucraina, nu mi se mai par atât de sigure din punct de vedere a felului cum are loc acest război. Ce ați văzut acum? În primul rând, să știți că capacitățile de mobilizare a Ucrainei sunt mult mai reduse. Imaginați-vă faptul că piețele orașelor pe care le-am vizitat, Sneatin, Cernăuți, Colomeia, Ivano-Frankovsk, sunt pline de fotografiile celor care au murit în acest război. Pentru că cei mai mulți ucraineni au murit cei din vestul Ucrainei, vestul naționalist, antirus, care
De unde, de fapt, pornește și adevăratul naționalism ucrainean, care a fost întâi antipolonez, după care antirus și antisovietic, și care ne arată că în prima linie acestui război a stat fruntea țării, așa, oamenii, bărbații care s-au dus voluntar la acest război și care au murit cu zecile de mii, și acum are loc o mobilizare chinuită. Noi vorbim despre un război nou, de un război al secolului 21, drone, rachete. Da, este adevărat, dar până la urmă contează factorul uman care trebuie să ducă acestea ofensivă până la capăt, să elibereze teritoriile, și capacitățile de eliberare vor fi foarte reduse în condițiile în care Rusia, doar în necesitatea de a se apăra, va avea avantaje tactice sporite. Depinde foarte mult de gradul de înarmare pe care Ucraina îl va avea, depinde de forța de lovire aeriană inclusiv. Am văzut avioane, spre exemplu, toată lumea spune că ucrainei n-au avioane. Eu personal am văzut 4 avioane de luptă cât am mers la Ivano-Frankos până la Vama, Mămăliga, și am înțeles că există, deci, încercări. Cum va decurge acest război va depinde mult și din această iarnă. Rusia iarăși va lovi infrastructura critică și va continua să lovească în infrastructura civilă, încercând să demoralizeze societatea ucraineană, chiar dacă, sincer să vă spun, eu n-am mai văzut nicăieri o asemenea mobilizare cum a fost în Ucraina. Eu am fost la un eveniment sportiv, deci reuniunea Comitetelor Olimpice Regionale, dar n-a fost niciun eveniment, și am fost 7 sau 8, la care să nu existe intonarea imnului, care inclusiv copiii îl cântă, și nu există niciun discurs, niciun moment în care să nu existe reculegere, momentul de reculegere, și niciun discurs care să nu înceapă cu slava Ucrainei și Geroiam Slava, adică se vede o mobilizare a unei societăți pregătite să reziste. Cât va rezista, depinde și viitorul nostru, evident. Pentru că menținerea status quo-ului și a situației pe care o avem la ora actuală, de fapt, nu ne ajută cu nimic. Pot să vină 100 de Biden, de Ursule și de alți înalți lideri europeni și americani în Republica Moldova, lucrurile nu se vor mișca, pentru că Rusia va avea întotdeauna instrumente, actori politici, mercenari, care vor sluji aceste interese și vor îndepărta Republica Moldova pe cât mai posibil, ca și Ucraina, de integrarea euroatlantică. Vreau să rămânem la subiectul de război, dar mergem la cel din Orient. Luăm, vă rog, înainte de asta câteva clipe de publicitate, după care o să revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Țăcu, vorbeam noi despre război înainte de publicitate. Avem un conrrăzboi, este vorba de Israel și Palestina. În mare parte, moldovenii, evident că susțin pe evrei. La nivel internațional, însă, se observă în capitalele europene niște proteste ieșite din comun contra Israelului. Deși Israelul fusese cel atacat, n-a făcut decât să riposteze și vrea să-i distrugă pe teroriști. Acolo, de astea au mai fost atacuri de lefășii Gaza, dar totul se încheia într-o zi sau două. Cum suntem deja în 3 săptămâni? Dumneavoastră, iată, din punct de vedere istoric, cum vedeți că se întâmplă? Ce se întâmplă? Este un alt nivel de confruntare, în care sunt alte capacități, alte dotări militare și alte capacități de reacție, pe care, din punctul meu de vedere, și eu vreau un pic să extindem această viziune. Războiul din Ucraina a creat niște premize pentru rezolvarea altor probleme. Uitați-vă, spre exemplu, rapiditatea cu care Azerbaidjanul a rezolvat problema Karabahului de munte. În condițiile în care acest conflict de 30 de ani, cu victorie și de o parte și de alta, cu Rusia care susținea ferm Armenia și care de fiecare dată era marele mediator, în condițiile în care Rusia era și cel mai mare furnizor de armament Azerbaidjanului, nu doar armenii, și care întreținea această rivalitate. Deci ei l-au generat, ei l-au continuat și brusc chestiunea s-a terminat. Și atunci vedem că această situație din Ucraina
creează premize. A încercat, apropo, și China să-și rezolve problema Taiwanului în condițiile acestui război, dar riposta americanilor a fost atât de fermă și probabil există multe alte instrumente prin care Occidentul poate ține la respect China. Și cel mai mare instrument este sancțiunea economică. Dacă capitalelor și afacerile europene și americane se retrag din China, această țară se prăbușește și moare de foame. Și atunci este clar că situația din Israel a creat și creează un precedent extrem de periculos pe care probabil unii îl intuiesc. Și anume decizia Israelului de a tranșa definitiv problema sectorului Gaza. Eu mă gândesc că este vorba de o încercare de a închide această problemă prin integrarea definitivă a acestui sector în statul Israel. Cum se va finaliza acest lucru este greu de spus, pentru că noi vedem, într-adevăr, la nivel oficial, Statele Unite deja și-a mobilizat armata și acolo, așa cum știți, în flota 7 americană se află în strâmtoarea Taiwan, iar flota 6 americană este bazată în Marea Mediterană, acolo unde sunt dotări sporite și capacități de a lovi orice țintă. Și din punctul meu de vedere, întârzierea acestui război sau durata acestui război are ca efect pregătirea acestei soluții definitive în problema Gaza. Radicalizarea lumii arabe este evidentă, pentru că noi trăim într-o epocă, și nu doar noi, hai să privim lucrurile mult mai adânc în istorie. Deci Samuel Huntington, un cunoscut istoric și geopolitician american, a scris o carte, Ciocnirea civilizațiilor. El prefigurează 8 poluri de civilizație în lume care se află într-un antagonism permanent. Noi ne aflăm într-o linie de mijloc, așa, între civilizația euroatlantică și lumea rusă, care este un alt pol de civilizație. Iar lumea arabă și lumea islamică constituie o lume aflată în rivalitate cu Occidentul și cu creștinismul din foarte vechi timpuri. Poate încă de la momentul cruciadelor în care se duceau cu nemiluita europeni pentru a salva Pământul Sfânt de păgâni și de necredincioși. Și lucrurile astea sunt, deci, mult mai adânci, așa să le spunem. Ele au un filon ideologic care dă un conținut aparte acestei rivalități. Și este evident că în acest moment cei care au avut interesul de a inflama lucrurile în Orientul apropiat au avut și au interese mult mai globale decât doar o simplă rivalitate. Pentru că, de fapt, ce reprezintă Israelul și de ce a fost creat Israel? Sigur că este o pornire politică evidentă, dar să știți că foarte mulți dintre mari inițiații evrei au fost împotriva creierii unui stat evreiesc. Pentru că asta însemna, deci, ancorarea acestui stat într-un mediu care era extrem de ostil și care nu reprezenta chemarea supremă a evreilor de a avea o misiune globală. Și în condițiile în care există acest stat, susținut puternic de Organizația Națiunilor Unite, la momentul când a fost creat, Marea Britanie a oferit acest mandat, apropo, pentru că ei au fost împuterniciți să ofere acest mandat încă în perioada interbelică, susținut foarte puternic de Statele Unite ale Americii, pentru că acolo există un lobby evreiesc în politica externă americană, așa cum există un lobby albanez, un lobby taiwanez, un lobby polonez. Să știți că marile comunități în America, deci, oferă votul lor anumitor candidați pentru a obține anumite reprezentarea intereselor lor. E bine, lobby-ul evreiesc este extrem de influent în Statele Unite ale Americii, prin urmare, americanii își asumă ca o condiție sine qua non, deci menținerea independenței Israelului, așa cum o face și în cazul Taiwanului, spre exemplu, în cazul Chinei. Prin urmare, nu există un pericol eminent în privința prăbușirii statului Israel. Din contra, eu văd această antagonizare ca o încercare de a câștiga teren în condițiile în care alți actori globali, mă refer la Rusia și la Iran, au avut un interes major în folosirea fâșiei Gaza împotriva statului Israel. Deci acești palestinieni arabi din fâșia Gaza au fost și sunt niște ostatici într-o bătălie geopolitică mult mai mare pe care o poartă Statele Unite și lumea occidentală cu Rusia și Iran pe de-o parte și cu mercenarii Hamas care sunt plătiți din toate părțile pentru a lupta împotriva statului Israel. Că există un subtext în toată această luptă
ideologică și religioasă este evident, dar la moment lucrurile nu indicau nici într-un fel inflamarea situației. Din contra, se prefigura ajungerea la o înțelegere între Israel și Arabia Saudită, un fel de împăcare istorică, așa îmi spune, care cuiva probabil a încurcat. Și după felul cum evoluează lucrurile, să vedem care, cum vor fi distribuite piesele în această schemă extrem de complexă la nivel geopolitic, în care fiecare criză la nivel mondial, de fapt, este partea unui puzzle mult mai extins a rivalității între marile puteri. Minunată lecție de istorică, dar noi trebuie să revenim la ale noastre. Da. Localele. Da, apropo, hai să vorbim despre influența acestei crize din Israel asupra politicii moldovenești. Eu n-am auzit nimeni să vorbească despre asta. Dar este influență? Dar gândiți-vă la poziția lui Șor acum. Șor, care susține partea prorusă și este văzut ca un reprezentant al forțelor putiniste, se află într-o țară Israel care la ora actuală este asaltată de rachetele ruse și de mercenari care servesc interesele Federației Ruse. Și ce s-a întâmplat? Deci eu n-am văzut fracțiunea Șor să condamne, deci în mod definitiv, acești actori globali să se solidarizeze cu Israelul. Nu l-am auzit pe Ilan Șor. Eu ce am văzut? Am văzut reacția socialiștilor în Parlament la decizia Parlamentului de a se solidariza cu Israelul, în care au trimis un discurs putinist, așa, trimis de la Moscova, privind necesitatea reconcilierii celor două părți și așa mai departe. Deci este o chestie foarte ciudată în care Moscova a înțeles că Șor nu mai este util în această bătălie geopolitică. Evident, nu poate face acest lucru, că se află în țara care este chiar în acest moment în război. Și atunci a folosit alt soldăței în această bătălie pe care, deci, a rugat să se radicalizeze și să transmită un mesaj în societate că chipurile ar fi două state, două părți beligerante în acest război. Nu, în acest război există Hamas, Rusia și Iran, care folosește fâșia Gaza împotriva Israelului. Asta este toată logica acestui război și, evident, cei care au capacități de a mobiliza... Eu, de fapt, am văzut proteste și ele sunt firești, pentru că față de palestinieni, în general, a existat întotdeauna un fel de empatie. Uh-huh. Ei erau văzuți întotdeauna în acest context de rivalitate cu Israelul, veșnic pătimiți, veșnic victimizați. Și evident că există, dar protestele au fost pașnice. Eu n-am văzut radicalizări masive și nici ele nici nu pot exista, pentru că există societăți islamice, musulmane, în lumea occidentală, care au înțeles regulile jocului. Regulile jocului înseamnă conformarea principiului democratic, pentru că orice încercare de a destabiliza pe criteriul ideologic va avea consecințe extreme în societățile respective, pentru că lumea democratică are instrumente la fel de extinse pentru a curma oricare prezență a oricărei comunități acolo, expulzări masive și așa mai departe, care pot fi puse în aplicare în condițiile în care ele se vor materializa. Dacă vor exista anumite provocări, este evident, anumite elemente fanatizate, dar noi trăim într-o lume în care totul se controlează și totul se vede. Eu nu văd un pericol pentru lumea occidentală din cauza destabilizării situației în Israel. Văd mai curând un respiro pentru regimul putinist în această bătălie pe care o purta unilateral Occidentul împotriva lui și pe care el dorește cumva să o trimite și spre alte părți. Domnul Săgădat, dumneavoastră sunteți ateu? Nu, eu sunt creștin ortodox român. Mie îmi place ortodoxia română pentru că ortodoxia română este parte din identitatea mea. Și cunosc foarte bine spațiul cultural și religios român. Merg la foarte multe mănăstiri și biserici în România. Toată lumea știe asta. Am prietenii cu mulți dintre stareții bisericilor și mănăstirilor, călugări la care merg și pe care îi văd, și îmi place foarte mult în general tot ceea ce ține de spiritualitatea creștină și religioasă. Mie îmi plac și am fost și în moschei, am fost și în biserici evanghelice și în biserici catolice. Îmi place să fac o comparație cu alte spații, să le studiez canonul, și dar în ultimă instanță sunt un român care are la origine această ortodoxie românească și ea, apropo, a fost una asumată matur
mult mai târziu, pentru că acolo, în spațiul românesc, când m-am format ca istoric și ca intelectual, a concrescut odată cu mine și mitropolia de la Iași, trei erarhi și tot panteonul de biserici de bucovinene, începând cu Moldovița, așternând cu Varatic și Agapia. Deci asta este lumea în care mă aflu și care mă reprezint. Haideți spre banalități. Alegeri locale. Da. Modesta mea experiență, jurnalism. Eu nu văd nimic deosebit în aceste locale. Aceleași promisiuni, că dacă ne votați pe noi în funcție de primar, noi o să ieftinim gazul și o să ieftinim pâinea și scrumbia. Dar chiar s-a ieftinit. Benzina s-a ieftinit, spre exemplu. Da, și nici nu i-am ales și deja s-a ieftinit. S-a ieftinit cu anticipare. Alții au zis că ne bagă dreptul în Uniunea Europeană dacă îi votăm. Nu asta așa dintr-o parte, că data asta nu sunteți implicat. Deși susțineți pe cine susțineți, dar să stați mai rezervat. Cum vă pare electoral? Electorala este reflecția unei incapacități și a unei ineficiențe de guvernare de 2 ani de zile. Spre exemplu, unii actori politici n-ar fi trebuit să fie prezenți în această cursă electorală. Eu mă refer la Partidul Șor, la Vlad Filat și la alți oameni care, între care există semnul egalității și care ar fi trebuit condamnați în dosare, să stea la răcoare, iar oameni, deci, care ar trebui să facă pușcării și să fie la dosare, sunt, bine mersi, cu reprezentanță politică, destul de combativi și capabil să distorsioneze profund traseul pro-european al Republicii Moldova. Eu cred că lipsa de fermitate a sistemului de justiție și a guvernării în cazul lui Șor și Dodon i-a încurajat pe foarte mulți. Deci foarte mulți dintre foștii acoliția lui Plahotniuc se plimbă liber, fac campanii electorale, au partide politice, înaintează candidați la primari. Și anume lipsa de punitate, impunitatea în cazul lui Șor, a lui Dodon, a lui Filat, poate la un moment dat să-l încurajezi Plahotniuc să revină, știind foarte bine că nu i se va întâmpla nimic. Unicul lucru remarcabil care s-a întâmplat în această campanie electorală este reunirea forțelor pro-europene și unioniste, pe care noi ne-am dorit-o din totdeauna. Eu personal și cred că și la tine la emisiune am vorbit în 2021 despre necesitatea creării acestui bloc care a fost cândva pro-european și unionist, care a avut o forță redutabilă, pentru că în cele de urmă am putut să-l dăm jos regimul ăla așa cum el era, care era imposibil. Și fragmentar am reușit acest lucru și oamenilor le s-a dat o anumită speranță. Chiar dacă probabil la nivel local lucrurile nu vor fi înțelese imediat, deși eu văd reacții foarte pozitive, este cel mai pozitiv lucru care s-a întâmplat. Pentru că de obicei are loc coalizarea forțelor putiniști și oligarhici, care sunt deosebit de inventive și ingenioase în a inventa formule de asociere și de reprezentare. Mai puțin cei care au anumite stofe, o anumită structură, o anumită verticalitate, care se împart în partiduțe. Multă lume mi-a sugerat și mie, hai să facem partid, hai să participăm. Eu niciodată n-am făcut partid de dragul partidilor. M-am dus acolo în construcție pentru a susține vectorul pro-european. Acolo ne-am văzut că sunt reprezentate valorile românești și cred la ora actuală că platforma DA este această structură unde putem să ne regăsim cu toții împreună și să oferim o alternativă pentru două situații extrem de critice. Prima este revenirea forțelor putiniști și oligarhice, doi, prăbușirea acestei guvernări pro-europene. Înțelegeți că astăzi, și eu spun asta tuturor, inclusiv la lecțiilor mele, noi suntem în cel mai critic moment al independenței de 30 de ani. Pentru că venirea pasului la guvernare în 2021 a fost ca și venirea Mesiei pe pământ. Toată lumea a așteptat ca în sfârșit să existe o forță pro-europeană care să aibă majoritatea în Parlament, să aibă toate instituțiile puterii. Deci au președinție, au Parlament, au guvern, au tot la îndemână. Și ce s-a întâmplat? Așa? Există la frații Karamazov, la Dostoevski, o frază incredibilă, deci între inchizitor și Dumnezeu.
Deci Dumnezeu a venit pe pământ ca Mesia și s-a prezentat ca atare, ca Dumnezeu. Și inchizitorul i-a spus, dar noi n-am avut nevoie de tine. Că nu contează dacă ești Dumnezeu sau nu ești Dumnezeu. Ce contează este așteptarea ta, Mesia. Deci Mesia este așteptarea în sine care proiectează speranțele oamenilor într-un viitor infinit. Așa? Deci exact la fel s-a întâmplat și la noi. Pentru noi mai mult a contat lupta asta, sterilă, permanent. Haideți, odată și odată să avem o guvernare pro-europeană. Și o avem. Și acum este un risc major. Ce facem dacă această guvernare se prăbușească? Și au venit foarte multe întrebări. Oamenii întrebau, ce facem cu votul nostru, pe care nu vrem să-l dăm nici pasului, nici forțelor putiniste. Deci de aici a venit necesitatea acestei schimbări de optică și de implicare. Cu siguranță că voi participa la alegerile prezidențiale la anul și la alegerile parlamentare peste 2 ani. Și deja urmează platforma DA să decide în privința acestei simbioze pe care o vom realiza împreună, pentru că este un partid la fel de responsabil pentru a lua această decizie privind alegerile prezidențiale și cele parlamentare. E obligatoriu, vă întreb despre parlamentare și prezidențiale, dar încă o precizare despre locale. Spectacolul numărul 1 se dă totuși la Chișinău. Aici vedeți ceva care vă ține seara de seară cu capul în știri și vai, ce a mai zis cu candidatul cu tare sau ce a mai zis contra candidatul sau unul dintre cei 27 ce a mai făcut. Nu prea aveți la ce vă uita. Da, eu nu am urmărit și nici nu prea sunt interesat pentru că am candidat pentru cine să votez, sunt decis și am declarat lucrul ăsta. Noi vom susține plenar, deci tot ceea ce ține de candidații platformei DA la aceste alegeri, dar bătălia probabil se va da în turul 2. Eu nu cred că Ion Ceban, Vanea Ceban, pardon, sau Ivan Ceban, că deci el așa își scrie, el e Ivan Ceban și asta spune totul despre el. Deci eu nu cred că el va câștiga în turul întâi, pentru că este imposibil. Fragmentarea votului este foarte mare, sunt mulți actori care vor lua voturi inclusiv de la el și probabil va exista o mobilizare. Eu cred că aici este marea capcană în care ne-a atras Moscova, este marea mobilizare din turul 2. Pentru că anumite forțe politice se vor mobiliza pentru Vanea Ceban, iar anumite forțe politice pentru candidatul de dreapta. Care va fi acest candidat? Urmează să decide electoratul Chișinăului și eu am spus de fiecare dată că noi nu avem nevoie să dăm electoratului indicații și lecții pe cine să voteze. La Chișinău oamenii știu cum să voteze și marea greșeală a fost, într-adevăr, această permisiune, această alianță nesăbuită între blocul acum și socialiști, care a închinat Chișinăul forțelor proruse putiniste și lui Ivan Ceban. Eu cred că această greșeală nu se va repeta astăzi, mă refer în aceste alegeri, pentru că este vital și important ca acest vot al Chișinăului să dea un semnal întreaga Republică că lucrurile pot evolua deci altfel. Indiferent din cei doi candidați pro-europeni credibili, așa, și care reprezintă două forțe politice autentice, să se susțină ulterior, în turul 2, atunci când va fi marea bătălie, dar asta se referă și la alte forțe pro-europene care vor trebui luate în considerare atunci când va veni momentul mare mobilizări. Da, dar nouă ne spune la TV seara de seară că dacă vrem să votăm pentru Europa, trebuie să votăm pentru guvernare. Nu e același lucru. De asta și-am oferit alternativa unui alt vot, a unui alt candidat și cred eu că lumea se va orienta și spre... Se poate realiza o mare surpriză la aceste alegeri ca Victor Chironda să câștige. Asta se cheamă agitație electorală. M-ai întrebat. Am răspuns. Dumnealui e vinovat. Luăm, vă rog, câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Țăguhai, dă-ți încă o dată, vă rog, dar localele este ca punct de reper sau de punct de referință pentru prezidențiale și parlamentare, e sau nu e? Sau da, în mod direct. Sunt în mod direct pentru că, în primul rând, vor fi o primă
atestare a felului cum războiul a influențat mentalul moldovenilor și preferințele lui electorale. Deci asta în prima oară vom vedea. Deci dacă moldovenii continuă să dea credit partidelor pro-putiniste asociate Rusiei, atunci lucrurile sunt grave. Doi, va fi un test pentru actuala guvernare. Vom vedea ce reprezintă pasul în câmpul electoral după această himeră a îngălbenirii totale, așa? Acestei bule galbene pe care oamenii au votat-o și în care au avut încredere. Vom vedea și în al treilea rând vom vedea cine dintre actorii politici din opoziție sau de pe alte paliere au credibilitate la moldoveni ca partide și evident că să știți că primarii contează foarte mult în alegeri. Au fost situații ilare în care, spre exemplu, eu în alegerile prezidențiale la Glodeni, de exemplu, l-am bătut pe Andrei Năstase chiar dacă n-am avut niciun primar. Dar Partidul Democrat n-a avut candidat și atunci acești primari unioniști au spus că noi îl vom vota pe Țicu. Și așa s-a întâmplat că în anumite primării în care PD-ul a avut primari, spre exemplu în satul Topala, eu am luat vreo 35%, mai mult ca Maia Sandu. Deci a existat un primar unionist care, deci, cu simpatie și primarii contează foarte mult în alegeri. Ei pot determina și ai nevoie de primari atât la adunarea semnăturilor pentru prezidențiale, cât și la mobilizarea oamenilor. În plus că la nivel republican ai o estimare a faptului cum se va repartiza votul. Și ca într-un meci de box sau de fotbal, trăgând anumite concluzii, poți să vezi unde este bine, unde este rău, unde ai de lucrat, unde trebuie să insiști, ce ai de făcut, poate renunți la anumite locuri și la anumite localități și raioane că e nonsens și te concentrezi pe altele. Și toate astea contează. De aceea, îndemnul meu către cetățenii Republicii Moldova este să meargă la vot, în primul rând masiv, indiferent că sunt de stânga, de dreapta, mergeți la vot, dați-vă votul. Și pentru noi contează foarte mult să asigurăm pentru 4 ani de zile un mandat pro-european. Un mandat european asigurat majoritar constituțional de forțele pro-europene și unioniste chiar ar ajuta foarte mult Republica Moldova. Dacă noi nu obținem majoritate constituțională, fie ea și majoritate, va fi foarte greu de schimba lucrurile în profunzime, pentru că ai de făcut lucruri importante. Dincolo de Constituție, de securitate, ai reforma teritorială administrativă, trebuie să faci reforma de justiție până la capăt, ca cei din instituțiile de justiție să vadă clar că există fermitate politică și decizii, trebuie să convingi sau să arăți Bucureștiului și partenerilor europeni că aici este o forță favorabilă și dornică de a continua traseul, dar poate și mai important este să arătăm Ucrainei că efortul ei, sacrificiul ei nu este în zadar. Noi suntem acum ce suntem și supraviețuim datorită faptului că 10.000 de ucraineni au murit pe frontul de est. Și noi ar trebui să avem un pic de recunoștință și un pic de empatie față de lucrurile care se întâmplă acolo, să le înțelegem în interior și să le transmitem cetățenilor Republicii Moldova, pentru că altfel lucrurile nu se vor mișca nicăieri. Acest efort va fi o lovitură în spate pentru tot efortul de război pe care îl poartă Ucraina și pentru toate eforturile care le-a făcut Uniunea Europeană, România în primul rând și partenerii noștri euroatlantici. Dumneavoastră spuneați că veți candida la anul la prezidențiale. Domnule Țicu, sunt niște zvonuri la Chișinău, că noi alegerile în mod direct nu vom mai avea, ci că se discută pe anumite culoare ca să revenim la alegerea șefului statului de către deputați. Ar fi foarte bine. De ce? Eu sunt adeptul acestei schimbări. În primul rând pentru că n-ar mai esteriza societatea noastră și n-ar mai cheltui banii din bugetul statului. Noi nu avem nevoie de o funcție de președinte ales de popor dacă ea nu are împuternicirile adecvate. Deci noi oferim vot reprezentativ al poporului pentru un președinte care este limitat de prevederile constituționale. Și atunci trebuie să faci două lucruri. Ori îl aduci președinte în Parlament, ori schimb prevederile constituționale și dai împuternicire președintelui care să aibă anumite instituții, anumite
puteri și așa mai departe. Pentru că așa se întâmplă că Maia Sandu, ca și Igor Dodon și Vladimir Voronin, și-au arogat aceste împuterniciri împotriva Constituției Republicii Moldova. Multe dintre acțiunile președintei Maia Sandu sunt anticonstituționale. Chiar pornind de la premiza că reprezintă în continuare acest partid politic și folosește instituția prezidențială pentru a spăla anumite păcate. Apropo, cel mai mare vinovat de eșecul reformei instituționale în justiție este Litvinenko. Unde se află Litvinenko? La președinție. Deci este o bună întrebare. Spânul, care este marele semnatar al tratatului cu Gazpromul, care ne-a dus în sclavie, deci scos, adus la președinție, după care repus în funcție. Este evident, președinția este un oficiu, un serviciu partidului PAS. Și lucrul ăsta este inevitabil în condițiile în care, deci, Republica Moldova are habitul ăsta de guvernare autoritară. De aceea, cred eu că dacă se formează o anumită majoritate în cadrul Parlamentului, noi am, de la ce s-a pornit ideea asta cu alegerea președintelui? S-a pornit de la acea criză din anii 2009-2010, când nu se putea alege președintele și s-a pornit pe anumite premize. Aici trebuie să avem o claritate. Deci dacă nu se poate alege președintele cu majoritate, se votează de 3 ori până la momentul în care, deci, este ales un președinte, prin convergența intereselor tuturor părților, dar în mod special a majorității parlamentare, care este și o emanație a acestei guvernări. Și atunci am avea o republică parlamentară propriu-zisă, pentru că acum avem o scruță cămilă extrem de incoerentă, care împiedică chiar și actuala guvernare, în bunele intenții, să aibă o anumită legitimitate. Dar alegem președintele în mod direct sau prin Parlament, e clar, pe doamna Maia Sandu, da? Pentru al doilea mandat aveți să pentru al doilea mandat, pe Maia Sandu nu ajută nimic dacă câștigi alegerile. Ce va conta va fi alegerile parlamentare. Alegerile parlamentare pot crea o situație prin care o nouă majoritate parlamentară, având posibilitate și voturi, să o scoate pe Maia Sandu din orice situație în care nu vrea să voteze sau să aprobe un proiect de lege pe care Parlamentul și-l dorește. Iar în al doilea rând, să votez la un moment Constituția în așa măsură încât președintele să fie ales în Parlament. Și atunci această majoritate parlamentară să-și aleagă propriul președinte. Și votul pe care cetățenii să-l dea Maia Sandu nu mai conteze deloc. Deci bătălia esențială în Republica Moldova nu să-și dă în jurul funcției de președinte a Republicii Moldova. A fost și Dodon președinte, Plahotniuc l-a întors de câte ori a vrut, ca la lupte, în toate ipostazele. L-a lăsat să ducă pe la Moscova, că i-a convenit, că așa arăta că el este alternativa pentru viitorul pro-european a Republicii Moldova. Acest joc este foarte comod. Apropo, și un joc foarte comod pe care justiția Maia Sandu îl poartă împotriva lui Dodon. De ce credeți că Dodon nu este condamnat? De ce credeți că nu există condamnare în cazul Dodon? Este pentru că a devenit clar că Dodon este un adversar comod, așa? El este un sparring partener comod pentru Maia Sandu. Alegătorii în Republica Moldova la anul vor fi atrași în aceeași capcană, ca și în 2016 și în 2020. Deci Dodon, marele pericol, Maia Sandu, marea salvatoare, și alegătorii iarăși se întâlnesc în turul 2, în care e Igor Dodon și Maia Sandu. Și iarăși aceeași poveste, care ne ajută foarte mult să înțelegem, de fapt, care este sensul acestor instituții ale statului în Republica Moldova. Eu sper foarte mult că cetățenii noștri vor ieși din această paradigmă și vor privi mai larg lucrurile și mai larg în sensul necesității noastre de a adopta o decizie fermă privind viitorul Republicii Moldova. Pentru că viitorul Republicii Moldova cu regret depinde de războiul din Ucraina. Ce nu depinde de războiul din Ucraina este reunirea cu România. Ea trebuie făcută într-o perioadă cât mai scurtă. Pentru asta, în primul rând, românii trebuie să convinși, care deja într-atâta măsură s-au dezamăgit lucrurile care se întâmplă la Chișinău,
încât chiar între cetățenii simpli nu mai există aceeași aderență, același entuziasm pe care îl vedeam acum 10 ani, spre exemplu. Și în al doilea rând va trebui o diplomație versativă pentru a convinge partenerii externi. Dar pentru asta ai nevoie de o guvernare fermă, de o guvernare pro-europeană și unioniste care să poată duce această sarcină deloc ușoară, inclusiv prin a convinge cetățenii Republicii Moldova. Și alegerea unei alternative pro-europene și unioniste ar fi un semnal clar pentru toți în societate că lucrurile trebuie să meargă în această direcție. Nu va mai fi, deci, nicio schimbare în condițiile în care rămânem în aceeași paradigmă Dodon-Maia-Sandu cum suntem din 2016. Noi ci suntem ostaticei unii bătălii între socialiști PAS, între Maia Sandu și Igor Dodon, dacă au interese și dragoste măreață, pot să-și unească destinile altfel. Dumneavoastră vorbiți despre paradigma PAS-socialiști, dar PAS și dușmanii declarați Plahotniuc și Șor, nu? Pentru că noi avem 4 ani și un pic de când Plahotniuc nu mai este fizic în țară. Tot ce s-a putut, tot... Nici oamenii lui nu mai... Tot se rușinează să măcar să prezinte că au fost în echipa lui Plahotniuc. Dar noi la fiecare emisiune vorbim că iată... Dar tu ești sigur că Plahotniuc nu guvernează Republica Moldova? Eu dacă mă uit la instituțiile de justiție și la felul cum sunt eliberați oamenii lui Plahotniuc și cât de liber se simt toată gașca și Cando și Filip și Nichifor Ciuc și Jâzdan și cine mai este acolo din echipa Andronache. Deci toți cei care au fost acuzați de uzurpare. Nu există nicio. Eu cred că Plahotniuc în continuare beneficiază de toată acea rețea de șantaj și de oameni de justiție pe care i-a cumpărat și pe care are în legătură continuă. Asta este o mare premisă. În al doilea rând, l-a reinventat pe Chicu, care este un omul de buzunar al lui Dodon și al lui Plahotniuc. El a fost soluția de compromis în această guvernare. Să nu uităm de unde vine Chicu. Și s-a reinventat Partidul Social Democrat European, care are o față pro-europeană. Deci toate astea sunt niște jocuri pe care cetățenii noștri cu regret greu le disting. De aceea trebuie să le spunem cu fermitate ce este alb și ce este negru. Noi nu avem timp pentru perspective monocolore, așa? Trebuie să fim ca grecii din polis. Trebuie să avem dragoste față de cei credibili și apropiați și ură nemăsurată pentru cei care ne-au compromis viitorul și vor să ne ia viața. Dar cum vă explicați că Ilan Șors clasează în primii 3, 4, 5, maximul locul 5 în topul încrederii poporului față de el, condamnat definitiv, fraudă bancară, plecat în 2019, își redeschide Cică și redeschide alte partide, automat astea ajung în top. Mm-hmm. Asta cum poate fi? Dar Igor Dodon cum este în top preferințelor? Preferat în continuare de moldoveni. Da, Vladimir Voronin, nu o să ne uimească dacă într-un anumit moment... Sigur că Vlad Plahotniuc a ales calea să fugă, dar dacă rămânea și rezista un pic, nu se știe care ar fi fost rezultatele acestei bătălii. Deci asta este marea problemă, dar eu nu, să știți că nu sunt adeptul acuzațiilor unilaterale față de electorat. Eu mai degrabă văd aici problema clasei politice și a partidelor politice. Nu trebuie să arătăm spre electorat, să-i spunem ce să voteze, că este tâmpit și votează Șor. Alte partide au avut la dispoziție putere și posibilitate de a arăta alt fața guvernării. N-a avut Filat alt față în anii 2009-2013, când era în apogeu și care și-a dezvoltat toate schemele personale, să conving cetățenii Republicii Moldova că este o alternativă credibilă. Ce a făcut? Și-a văzut de propriu interes. S-a luptat cu Plahotniuc, cum se împarte Republica Moldova mai bine. N-au avut alții posibilitatea din 2001 până în prezent să arate o altă față a guvernării, că pot într-adevăr și vor, au avut posibilitate. Deci până la urmă, ca și apropo de proiectele unioniste, pentru că oamenii au avut încredere în Roșca, după care au avut încredere în Ghimpu, în Chertoacă, acum, deci evident este greu să construiești o platformă unionistă și să o pretinzi veritabilă să participi în alegeri. Cine este vinovat de această, cum îi spune eu, baleg moldovenească? Deci este vinovat clasa politică și partidele politice.
În primul rând, ele poartă responsabilitatea, iar cetățenii Republicii Moldova sunt mai înțelepți ca politicienii, pentru că de fiecare dată aruncă la coșul de gunoi politic toate cadavrele, știe foarte bine să facă alegeri, așa cum vor face alegeri și la aceste locale, și prezidențiale, și parlamentare. Eu sunt sigur că vectorul pro-european predomină la cetățenii Republicii Moldova. Toți au înțeles foarte bine cine așteaptă în cazul în care vin alții și cât de ușor poate pătrunde Putin în politica moldovenească pe ușa din față, nu prin război și prin alte părți. Apropo, să încheiem aproape, încheiem cu o veste bună. Știți că directorul SIS-ului a emis astăzi un ordin prin care completează lista surselor media cu conținut online care alterează în condiții de stare de urgență și este vorba despre ITV-ru, NTV-ru, RT.com, Russian RT.com, Zvizdar-ru, Radio Zvizdar-ru, TVC-ru, RenTV-ru, Mir TV-ru, vreo 20 ceva de surse. Da, e bună noutate. Dar asta e mai mult un merit a băieților care stau acolo decât a celor care într-adevăr reprezintă interesele statului. Instituțiile Republicii Moldova trebuie să ne reprezinte interesele și ele trebuie purificate în contextul în care îl avem de toți cei care sunt pe partea putinistă a baricadei și aceste instituții să-și vadă de treabă, dar ele nu vor putea fi viabile și nici funcționale și nici efective dacă nu mergem pe calea integrării euroatlantice. Fără un sistem de securitate asigurat de NATO, nu va fi posibil de asigurat în integritate, deci apărarea Republicii Moldova de aceste forțe ostile. Noi singuri în fața rușilor nu avem nicio șansă. Ce au înțeles occidentali este frontul unit și alianța de care, într-adevăr, rușii se tem și de asta NATO este o sperietoare pentru toți și încearcă cu orice puteri deci să inoculeze această imagine demonică a NATO. NATO este salvarea, nu este sperietoare. Și ca să o încheiem pe o notă economică, noi nu pricepem la economie, dar dacă am fi să deschidem subiectul ăsta, noi avem un subiect economic de succes despre care am putea vorbi la emisiune. Nu știu, de exemplu, summitul ăla care a avut loc recent la Chișinău și au venit ca la nuntă și au zis că ne dau niște bani, doar că nu se știe foarte clar când. Eu am fost în ultimele două săptămâni în două super orașe românești, așa, în Cluj și în Brașov. În Brașov, Brașovul, județul, ca și județul Cluj, este mai bogat ca Republica Moldova. Fiecare în parte. Clujul e mai bogat și Brașovul e mai bogat. La Brașov există un brașovean care are o întreprindere IT, deci o companie transnațională care are PIB-ul cât al Republicii Moldova. Un singur om brașovean cu mintea lui a creat din neant nimic. Transilvania IT Cluster este așa un conglomerat, deci IT în Cluj, are o cifră de afaceri de 225 de milioane de euro. Deci noi stăm și ne întrebăm ce limbă vorbim, unde mergem, la est, la vest. România sub ochii noștri s-a transformat. Economic nu poți evoluezi dacă n-ai gard la casă, tot gospodăria ți-i furată. Dacă nu există un sistem de securitate asigurat la NATO, pentru că NATO dacă vine, ce spune? Băi băieți, aici e bine, hai veniți, aduceți bani. Și vin toți corporații, ei vor toți să deschidă afaceri. Afacerile merg spre est. Există forță de muncă, există alte condiții, există posibilitate de diversificare, există acces pe piața orientală mai mult și atunci vine businessul, deschide afaceri, angajează oameni, plătește salarii, plătește impozite, spor la asigurarea socială și așa mai departe. Deci crește PIB-ul țării, a noi cum să creștem PIB-ul dacă tu nu știi ce guvernare ai mâine? Dacă vine și Ordodon și toată banda înapoi, deci noi ce facem? Putin va bate din palme, va lua tot businessul înapoi și tot businessul din Moldova a lucrat pentru mașinăria de război de la răsărit. Așa? Deci asta e toată schema economică. Economia în ziua de azi depinde de securitate. Ai securitate, ai tras gardul, ai protecție, oamenii vin, îți dezvoltă business-ul și ai prosperitate. Bine zis.
Domnul Țăcui, vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat. Cu mare drag, de fiecare dată. Mulțumesc tare. Înțeleg că ne vedem la iarnă deja. Nu, cred, tot că mai aproape. Cu 4 ediții pe săptămână mergem mai des. Mai se schimbă ciclul. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu, doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.